descoperit un loc, deși îl știam de ceva timp, l-am redescoperit acum, în acest weekend, și mă bucur enorm să îl regăsesc total schimbat. E foarte aproape de Brașov, într-o zonă absolut superbisimă, exact la intrarea dinspre Predeal, spre Brașov, pe partea dreaptă, se află și anume domeniul Dâmbul Mori. Dâmbul Mori, care a renăscut, care a reînviat, care a înflorit de nu-ți vine să crezi, plus că unde mai pui colac peste pupăză, s-a și dotat cu una bucată piscină senzațională. Dar vedem mai multe, aflăm mai multe despre cum, în ce fel și când s-au întâmplat toate aceste minuni în următoarele 20 de minute. Așadar, de aici, de lângă Brașov, de la Dâmbul Mori, vă urez și anume vizionare plăcută! Despre Dâmbul Mori, cu o superbitate de fată, o ardeleancă 100%, mă apropii și eu de ea puțin așa și spun bună ziua și întâi de toate o și întreb cum se cheamă. Salutare, bine ați venit, sunt Laura. Bravo pentru ceea ce ați reușit să faceți aici și să reînviați acest loc pe care, îți repet și le-am spus-o și lor, îl știam, dar nu era nici pe departe ceea ce, iată, noi am descoperit acum, am redescoperit acum. Mulțumim foarte mult, mulțumim în numele echipei, spun asta. Este adevărat, acum 2 ani de zile localul nostru a intrat într-un proces de rebranding, a primit un alt nume și și-a mărit paleta de facilități, să spun așa. Dâmbul Mori. Dâmbul Mori, așa e. Înainte se numea Hanul Dâmbul Mori, acum se numește Domeniul Dâmbul Mori, are o piscină exterioară, o grădină de vară, mai multe săli de eveniment și mai multe tipuri de evenimente organizate pentru mai multe segmente. Plus una bucată hotel care în continuare funcționează și funcționează bine. De fapt, el a fost principalul motor, hotelul, da? Care a făcut ca acest loc să devină încetul cu încetul cunoscut. Așa este. Inițial era un hotel cu puține camere, un restaurant mic și o terasă, iar apoi ne-am tot dezvoltat până am ajuns la... Ceea ce am văzut noi acum. Exact, ce ați văzut acum. Hai să le luăm încetul cu încetul. Hotelul, ce capacitate are? 31 de camere, duble și triple, destinate atât leisure, adică vacanțelor sau sejururilor de relaxare, dar și grupurilor corporate, adică celor care vor să facă un team building cu firma, pentru că suprafața exterioară ajută foarte mult să-și creeze un program. Thank you.
revenim la Dâmbu Mori și hai să vorbim puțin despre piscină. Capacitate pe șezlonguri la piscină. Acum, anul acesta am mărit capacitatea față de anul trecut, am făcut niște îmbunătățiri. Zona de piscină cu terasă am denumit-o Marabu. Astfel încât am organizat... De vară, Summer Club Marabu, corect. Summer Club. Vara aceasta am avut parte atât de evenimente de zi, cu DJ, cu balonașe, spumă, nu știu, public mai tânăr, să spun așa, care caută muzică de club, energie mai multă, evenimente energice în privința, nu știu... mișcării, efectiv, cu zumba, cu tot felul de activități antrenante, ca și mișcare, nu doar venit la plajă și stat și... Trândăveal așa pe șezlong. Ceva mai mult decât atât. Iar în fiecare vineri am organizat evenimente de club cu artiști live, cu DJ renumiți și să sperăm că ține vremea cu noi să mai organizăm măcar 2-3 evenimente în septembrie. Ca și capacitate la șezlonguri. Undeva la 300 de locuri. Măricică? Exact, exact, cu baldachine, cu șezlonguri, iar terasa 350 de locuri, terasa exterioară. Hai să trecem către zona de saloane de evenimente. Ce înseamnă, ce capacitate au, câte sunt? Avem 2 săli de evenimente, restaurantul Dâmbu Mori cu limita maximă, spunem noi, de 110 locuri, iar sala Trezel, destinată la fel, evenimentelor festive, petrecerilor și așa mai departe, 250 de locuri. Iar acum, în premieră, aș putea să zic, pentru că am luat-o cu o hotărâre destul de recent, anul viitor, în zona Marabu, vom organiza evenimente festive de zi, adică nunți de zi în aer liber, în jurul piscinei. O să începem contractările probabil în toamna aceasta, dar este important pentru că avem multe cereri, să spun așa, mirese care și-ar dori să facă un eveniment în zona Marabu, în aer liber, lângă piscină, și atunci am spus... Deci... În final să se arunce și în piscină cu tot cu rochie de mireasă, adică să iasă dezmăți și voie bună. Exact, fresh the dress, dar am văzut că sunt cereri și oamenii sunt îndreptați să facă activități în aer liber și atunci, clar, am văzut că și evenimentele festive se doresc tot afară organizate. În sala Trezel, de exemplu, avem pereți de sticlă, 4 pereți de sticlă și dau o senzație de libertate, se vede, sunt transparente, se vede afară totul verde și e căutată foarte mult din motivul acesta. Punem punct prezentării. Laura, mă bucur mult că v-am redescoperit, că am redescoperit Dâmbu Mori, că iată locul ăsta a înflorit și cu siguranță încă va mai înflori și în anii care urmează. Și îți repet, doți vrea să ne chemați la anul să vă revedem și să ne revedem, m-aș bucura mult, pentru că locul ăsta e foarte frumos. Îți mulțumesc mult, Laura. Mulțumim și noi că ne-ați trecut pragul și cu siguranță ne vom auzi la anul. Mulțumesc mult! Dâmbu Mori, da, l-ați văzut, frumos, elegant, proaspăt, pregătit pentru orice sezon, că e vară, că e toamnă, că e iarnă, că e primăvară. Locul ăsta are ce să vă ofere. Bucurați-vă de acest loc dacă vreți încă pentru această vară 2016, chiar și toamnă 2016, de ce nu? Și o să vedeți că locația asta chiar o să vă surprindă într-un mod plăcut. Punem punct prezentării de aici, de la Dâmbu Mori. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care, desigur, ce să facem? Revenim cu alte propuneri, cu alte sugestii. Rămâneți cu noi, vizionare plăcută în continuare. Iglesias,
locking it just like that. You girl them, they move on track, shine up all of me there. Enrique, sing for them, do it. You look at me and girl, you take me to another place. We come in here. Paradise. You got me spinning, got me crazy, got me hypnotized.